my God, I feel so good. Oh, yeah. Oh, slow down. Oh, yeah. Oh! The jug. We had made love earlier that day with no strings attached. Când am fost la Cluj, Grinciul de Sabin German a comis o microviolență contra mea, spunându-mi că sfâncurile mele, Free the Nipple, sunt ca două găitane hieratice. I-am răspuns că lui se pare că îi place să citească mamografii, nu monografii. Dumneavoastră, zemuiți, nu juisați! Invitat la un restaurant un bărbat însurat. Eu nu mă cu ăștia ies, însurat și cu mulți plozi, din start nu e nicio presiune pe mine. Atunci când am eșuat pe plajă, ca o sirenă debusolată, a se citi, m-am tolănit aferată în separeul chicios, decisă să nu plătesc nicio notă, domnul care era îmbrăcat ca Ion Iliescu la alegerile din 90, dar avea aerul lui Jador pe vremea când nu era bolnav, tipul comandase deja un pahar de scotch. Am belit ochii cât cepele și am zis pe un ton fără recurs înainte să mă salute cu sărut mâinile. Bro, dă și mie să gust! Nu mai auzisem de Tomintul Tlah. Mister a început să vorbească în Dodi despre problemele lui de familie. Nu-i dădeam importanță, eu eram ca și mesmerizată. Ce-i place mai mult unei fete? Ghiciți voi băutorilor de bergambir. Aroma cremoasă de vanilie. Bingo! Afrodisiacul scoțian îmi înroșește până și călcâiele. Cum se zice? Și dacă mai ești o zvăpăiată ca mine, piperul care îți joacă pe limbă când sorbi o guriță... Oh, oh, wow! Wow! Neam, neam! Recomand să-l cuplezi cu o brânzoaică delicioasă, un desert prin ciar după o zi de rahat la birou. Știți care este definiția romantică a gentileței? Tlah, în vechea limbă galică, înseamnă atingere tandră. Tăticilor, ați auzit? Simt furnicături și nu doar pe limbă. Vă avertizez, acest scotch este prea fin ca să vă clătiți cavitatea bucală după sarmale. Am zis brânzoaică, e cel mai jos unde puteți coborâ. Hai un cheesecake! Acest scotch îți dă un mozol dulce pe care nu trebuie să-l uiți. Cum naiba să nu bei sănătos și să nu vă aud că vă lăudați cu țuica voastră? Scotchul ăsta este făcut cu apă din izvorul milenar Balantruan, o licoare sfântă galică cu un finish revigorant, cu o mentă delicată și o nucșoară de vis. Vreți să știți ce am luat lui Dirlef cadou de Crăciun? Vreți să știți ce am luat la Dirlef de Crăciun? O pereche de chilos la modă în Ucraina, Lonsdale. În titlu găsești acronimul partidului nazist? NSDA. NSDA.